Povestea aceasta a Emausului poate fi și povestea noastră. Este de fapt povestea noastră, este povestea omenirii, este povestea bisericii, este povestea generației noastre. Emaus e un drum al confuziei. Oamenii nu înțeleg prea bine ce se întâmplă, un drum al întrebărilor. Oamenii au doar întrebări, mai puțin răspunsuri. Emaus este un drum al tristeții, pentru că atunci când nu înțelegi, atunci când ești confuz, atunci când nu pricepi lucrurile, atunci când nu vezi ceea ce trebuie, ești trist, n-ai încă perspectiva reală asupra vieții, asupra lucrurilor. Emausul este un drum al dezamăgirii. Așteptările tale au fost înșelate, ți-ai făcut iluzii, un drum al iluziilor. Un drum în care descoperi de fapt iluziile, îți dai seama că ai fost trădat, ai fost înșelat, ai avut așteptări care nu s-au împlinit, visuri care nu s-au împlinit. Emausul este un drum al retragerii, al abandonului. Îți dai seama că trebuie să pleci de acolo, îți dai seama că nu mai reziști, îți dai seama că nu mai ai ce face acolo, îți dai seama că totul s-a terminat și că trebuie să te retragi. E un drum al abandonului și cam asta este în esență drumul acesta al Emausului. Emausul este un drum și este de fapt o perspectivă limitată. Emaus, perspective limitate. Perspective limitate. Noi ca oameni, în general, acum înțelegem generația noastră mai bine ce înseamnă perspectiva tridimensională, 3D. Materie, spațiu și timp. Ca să înțelegem mai bine, ce ați spune dacă eu atunci când citesc un pasaj din Biblie sau atunci când am Biblia deschisă, văd doar câteva versete, doar o mică parte. Pot să înțeleg tot pasajul dacă eu citesc doar câteva cuvinte sau o acopăr și văd doar o mică parte. Cam asta s-a întâmplat la Emaus. Cam asta se întâmplă cu noi când noi ne focalizăm, când noi avem o perspectivă limitată. Noi vedem doar câteva elemente, doar câteva lucruri, doar câteva cuvinte și atât. Noi nu avem o perspectivă de ansamblu, o perspectivă globală, o perspectivă universală, întreagă. Noi nu vedem totul. Noi vedem doar puțin și acești oameni vedeau doar puțin și erau... Perspectiva lor era o perspectivă limitată. În primul rând, prima limită, limita spațiului. E singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat în Ierusalim. Noi trăgeam nădejde că el va izbăvi pe Israel. Femeile noastre s-au dus la mormânt. Ei aveau o perspectivă limitată asupra spațiului. Credeau că totul se rezumă la Ierusalim, ce s-a întâmplat în Ierusalim, ce se întâmplă în Israel, ce se va întâmpla cu Israel, ce s-a întâmplat în grădina mormântului, ce s-a întâmplat pe cruce. Și n-aveau perspectiva globală întreagă, ce s-a întâmplat. Ei nu știau că lucrurile nu s-au petrecut doar în Ierusalim. Ei nu știau că lucrurile depășeau granițele lui Israel. Vorbeam joi despre lucrul acesta, în cele 3 zile în care Iisus a stat în mormânt, Iisus Hristos, cum ne spune Petru, el a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovădească duhurilor din închisoare, în Șeol. Ei nu știau ce s-a întâmplat, epistola lui Pavel către evrei ne vorbește despre Iisus ca mare preot, care a străbătut cerurile, care a prezentat ca mare preot sângele răscumpărării pentru noi, a adus jertfa de ispășire înaintea lui Dumnezeu, el a murit datorită păcatelor noastre, dar a fost înviat datorită faptului că Dumnezeu a primit jertfa ispășirii noastre, iar noi am fost răscumpărați. În tot acest timp, vedem că Iisus Hristos, el nu a fost doar mort, din punct de vedere fizic, el era mort în trup,
dar din punct de vedere spiritual, El a străbătut cerurile, El a străbătut universul, El a mers în Sheol unde a proclamat, nu a predicat în sensul a propovăduit duhurilor din închisoare ca să se pocăiască, pentru că nu mai era șansa pocăințe pentru ei, ei erau deja morți. Ci s-a dus să propovăduiască, să proclame că ceea ce a spus Noe, iată acum a venit Cel pe care l-a propovăduit Noe. A venit Dumnezeu. El a venit să proclame adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel așteptat. Mesia a venit în lume. Cineva care a rupt legăturile morții. Cineva care a înfrânt puterea morții. Iată de ce perspectiva lor era limitată, pentru că ei aveau o perspectivă limitată asupra spațiului. Ei vedeau doar Israel, ei vedeau doar Ierusalimul, ei vedeau doar Emausul, ei vedeau doar drumul lor și atât. Și de multe ori și noi greșim, pentru că avem această perspectivă limitată a spațiului. O a doua limită pe care o aveau ei era limita timpului. Ei priveau și spuneau, sunt 3 zile, s-a terminat, noi vedem doar ce s-a întâmplat acum și aici, ei vedeau doar generația noastră va izbăvi pe Israel, adică generația noastră, veacul acesta, ei nu știau că de fapt ce s-a întâmplat acolo, zilele acelea erau răscrucea veșniciei. Erau răscrucea veșniciei. Adică moartea nu e altceva decât un sfârșit. Pentru oameni, moartea era un sfârșit, însă a venit cineva, a intrat cineva în locuința morților, a luat cheile locuinței morților, a deschis ușa și este singurul și primul, cel întâi înviat din morți, cel întâi născut din morți, ieșit de acolo și asupra căruia moartea nu mai are nicio putere, a fost Iisus Hristos. Și El acolo a deschis larg ușile acelea. A deschis ușile. Și de atunci încolo nu se mai vorbește despre un sfârșit. Moartea nu mai este un sfârșit. Amin. Ci de acum încolo nu e altceva decât un nou început, intrarea într-o altă dimensiune. Pentru noi creștinii, moartea nu e altceva decât trecerea într-o altă dimensiune a existenței noastre. Acolo a avut loc înfrângerea morții, a avut loc înfrângerea sfârșitului. Privind în veșnicie, observăm că acolo, de fapt, a fost răscrucea istoriei acestei lumi. Nu era un sfârșit. Au trecut 3 zile... S-a terminat, e totul închis. O perspectivă limitată asupra timpului. Așa cum și noi putem avea această perspectivă greșită, limitată asupra timpului, gândindu-ne viața noastră, timpul nostru, anii noștri trec, nu se întâmplă ceea ce ne dorim noi, însă trebuie să depășim condiția asta a limitării. Noi nu trăim doar acum și aici. Dincolo de toate, faci un pas înapoi, 2 pași înapoi și începi să vezi întregul. Și când privești veșnicia, îți dai seama că suferințele noastre ușoare de o clipă nici măcar nu merită, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Amin. Suferi acum pentru 1 an, pentru 2, pentru 10, dar ce sunt aceștia în raport cu veșnicia? Normal, dacă te concentrezi doar pe 1 an, pe 10, pe 20, pe 50 de ani de viață, de suferință, vei spune, vai de mine, nu mă iubește Dumnezeu. Dar dai un pas înapoi și focusul tău nu este doar pe acum și aici, nu este doar pentru 5 ani sau 10 ani sau 100 de ani, îți pui focusul pe veșnicie și îți dai seama cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Cât de mult bine ne dorește Dumnezeu. O, 3 zile, suntem supărați, am fost închiși acolo, încuiam ușile, am stat ascunși, n-am putut mânca, n-am putut ieși afară, nu eram liberi, erau atâtea restricții, atâta frică, atâta teamă, atâta confuzie, ne-am săturat de toate. Dacă privești în perspectiva asta a câtorva zile, e normal să fii confuz, dar vine cineva care ia obiectivul lor și spune, stați puțin că voi n-ați pus zoom-ul cum trebuie, voi trebuie să priviți întregul, nu doar o parte. Iată de ce Pavel spune, acum cunoaștem în parte.
Dar va veni o zi când vom vedea în chip desăvârșit, pentru că vom vedea totul. Vom vedea întregul, nu doar o parte. O altă limită pe care o aveau era limita materiei. Ei priveau doar trupul, ei priveau doar omul. Acest Iisus care era un om, însă Iisus nu era doar un om, el era Fiul lui Dumnezeu. Ei priveau doar spre trupul lui, nu i-au găsit trupul, asta e, n-am găsit explicații, au privit doar spre mormânt, au privit doar spre el ca om, ca proroc și perspectiva lor era o perspectivă limitată, pentru că priveau doar spre materie. Ei nu realizau că dincolo de materia aceasta, că învierea înseamnă o refacere a materiei, un nou început pentru materie. Învierea lui Iisus, și vreau să precizez clar acest lucru, pentru că am spus că Iisus este cel întâi înviat din morți, deși noi știm că au mai fost oameni înviați din morți, dar așa cum spuneam joi seară, Lazar a înviat, a mai trăit 10 ani, 20, 30, 50, după care a murit, că Lazar nu mai trăiește. Au fost înviați fiica lui Iair și au fost înviați fiul văduvei din Nain, dar ei au înviat în același trup, adică Lazar când a înviat, el era bolnav, plin de bubi, cum era el, el tot bolnav a rămas, el tot într-un trup plin de slăbiciuni, de boală, de neputință, tot așa era, tot bătrân a înviat și a îmbătrânit, a continuat să îmbătrânească, a continuat să se îmbolnăvească și a continuat într-o zi până când a murit din nou. Însă Iisus Hristos nu a înviat în modul acela. Când El a înviat, nu a înviat cu același trup, ci a înviat cu un alt trup. A fost redefinită materia, o materie care, iată-L de ce, El trece prin ușile încuiate. Iată de ce El sfidează legile gravitației, legile fizice ale Universului și El zboară mai mult decât cu viteza luminii. El poate să se ridice spre cer și în același fel va veni la o clipeală din ochi. Adică la fracțiuni de secundă, El va veni din cer dintr-o dată. El nu va avea nevoie de mii de ani lumină până o să ajungă la noi, s-a pornit și mai are nevoie de câteva mii de ani lumină să ajungă la noi. Pentru că El a înviat într-un trup nou, un trup de slavă, același trup pe care îl vom avea și noi. Și noi nu vom avea nevoie de mii de ani lumină ca să străbatem cerurile și să ajungem în cer. Ci când Dumnezeu ne va învia, când Dumnezeu ne va răpi, noi dintr-o dată vom fi răpiți, la o clipeală din ochi, vom fi transformați într-un trup veșnic de slavă, care nu mai este limitat, care nu mai este supus slăbiciunilor, care nu mai are limite de niciun fel. Un trup care nu va mai simți durerea, un trup care nu va mai simți presiunea din afară. Nu știm, Biblia spune că noi nu știm cum vom fi sau ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că vom fi ca El. Și ne uităm spre El, de aceea El a înviat altfel decât ceilalți, pentru că El a ieșit când a ieșit din mormânt și, de fapt, trupul a ieșit din mormânt, dar El când a ieșit din Sheol, din locuința morților, El a ieșit biruitor. Nu se va mai întoarce niciodată și asupra Lui moartea nu mai are nicio putere. El a luat cheile morții și cheile locuinței morților. Binecuvântat să fie Domnul! Poate dacă privim astfel lucrurile, poate că viața noastră capătă un alt sens dacă nu ne vom focaliza doar pe acum și pe aici, dacă nu vom avea perspective limitate, limita spațiului, limita timpului, limita materiei. Ne-am obișnuit să ne concentrăm doar pe o mică parte, punem focusul, punem zoomul pe ceva mic, mărunt, care poate fi și viața noastră întreagă, deși nouă ni se pare mult, acesta este nimic, este puțin, este doar o parte din istoria Universului, din istoria veșniciei. Însă atunci când deschizi ochii, atunci când privești viața altfel, atunci când privești lucrurile altfel, când zoom-ul tău se deschide în așa fel încât vezi totul, vezi întregul, nu doar o parte, începi să înțelegi lucrurile altfel.
Înțelegi că Iisus nu a fost doar un om, ci a fost Fiul lui Dumnezeu. Înțelegi că El nu doar trei zile, nu pentru o viață, nu pentru o generație, ci El a venit pentru veșnicie. Înțelegi că El nu doar pentru Israel, nu doar pentru Ierusalim, nu doar pentru o mână de oameni a venit, ci El a venit și El a străbătut cerurile și ceea ce se va întâmpla peste întreg pământ. Dumnezeu să ne binecuvinteze!